În data de 28 mai, la grupul școlar agricol Nuceț s-a celebrat Ziua Porților Deschise. Numeroși elevi interesați de această unitate de învățământ au luat parte la eveniment. A fost prezentată oferta educațională. Au avut loc activități demonstrative în laboratoarele și atelierele școlare. Bine ați venit din partea colectivului de elevi și de cadre didactice a grupului școlar agricol Nuceț. Vreau să deschidem această manifestare cu câteva cuvinte privind istoricul acestei unități de învățământ. În 1901, ministrul instrucțiunii publice și al cultelor Spiru Haret semna legea asupra învățământului profesional care se constituie în actul de naștere al școlii de agricultură și meserii din Nuceț. În cei peste 100 de ani, școala de la Nuceț a trecut prin transformări și încercări impuse de vremuri supreme. În afară de această ofertă educațională pe plan profesional, școala noastră este implicată și în derularea de proiecte și parteneriate și în activități de cooperare europeană care au avut loc în anii anteriori și sperăm că vor avea și în continuare, vor fi și în continuare în derulare. Elevii care și-au dovedit performanțele pe parcursul anului școlar au fost premiați cu diplome. Rezultate deosebite obținute în preliminariile campionatului european desfășurat în Bosnia-Herțegovina în mai 2010. Elevului Dan Marius din clasa 7-a. Ziua Porților Deschise s-a încheiat cu un program artistic, vizitarea școlii și competiții sportive. La eveniment au luat parte autoritățile locale, profesorii acestei unități de învățământ, dar și o parte dintre elevii care au absolvit această școală. Mă compleșesc când mă gândesc că în urmă cu ceva timp eram aici în fața dumneavoastră în calitate de elev și iată-mă acum colegi cu și mei, domnul profesor. Pot spune că este un vis împlinit pentru mine, un vis împlinit al vieții, pentru că știm cu toții că viața este un dar pe care îl primim, nu? Însă, educația este o artă, arta de a crea modele, nu? De a forma oameni. Iată, emoțiile mă duc prin și acum, când îmi amintesc